Tudor de la Catted aici. Astăzi vreau să vă arăt statusul asfaltării noastre. După cum vedeți în spatele meu, toată zona betonată a fost asfaltată, iar în momentul de față este acoperită cu nisip pentru a-l proteja, deoarece încă temperaturile sunt ridicate și asfaltul nu este tocmai întărit. De aceea l-am acoperit astfel încât să-l protejăm și să avem o suprafață cât mai dreaptă. Am avut aproape 4-5 cm de asfalt, astfel încât să poată intra orice mașină în zona de locuri de parcare, unde am folosit gazon cu dalele acelea de parcare, special pentru parcare groasă de 8 cm. Mai urmează mici ajustări, adică vor mai apărea niște brâuri, niște dungi din granit alb, astfel încât din punct de vedere cromatic să poată să vadă o suprafață destul de plăcută și nu numai un întreg negru. Și în același timp merg spre zona de piatră cubic, care la noi este o zonă de limitare de viteză. Practic, în momentul de față, la intersecția sau între modulele de casă, avem o zonă de piatră cubică pentru a limita viteza și în același timp pentru a avea o zonă care să fie ocolită, pentru că acolo vom planta un copac, astfel încât când vii cu mașina, în 30 de metri să ai ceva de ocolit. În felul ăsta reducem noi viteza de plasare pentru rezidenții cartierului. Așadar, toată zona până la barieră este asfaltată, un asfalt de bună calitate, cu o garanție de 5 ani din partea furnizorului nostru de asfalt, care ne-a ajutat să ajungem la o suprafață plană, plăcută pentru rulajul mașinilor rezidenților noștri. Tudor de la Catted aici, mulțumesc pentru vizionare și vă așteptăm la noi în cartier.